Bine ați venit la conferința de presă a organizației Partidul Mișcarea Populară, sector 6. Este prima conferință de presă de la începutul alegerilor locale și sper să fie și una de bun augur. Domnul general, poftiți, vă rog, aici. Vă mulțumesc în primul rând pentru participare și aș fi vrut să fim mai mulți, dar pandemia nu ne lasă, legile ne-au redus așa din avântul campaniei electorale, pentru că eram obișnuiți cu mult mai multă lume, cel puțin în această perioadă, și campania este atipică. Ați văzut, nu putem să mergem în grupuri foarte mari pe stradă, nu putem să organizăm evenimentele pe care le organizam în alți ani cu sute și sute de oameni. Asta este viața, mergem înainte. În primul rând, vreau să vă prezint invitații pe care îi am astăzi alături de mine în afara membrilor organizației. Președintele organizației PMP București, Sebastian Moise. Președintele organizației sector 3, domnul Neamțu Mihail. Președintele organizației PMP sector 4, Ștefănel Dan Marin. Și nu în ultimul rând, domnul profesor universitar, generalul Chelaru, vicepreședintele Partidului Neamul Românesc. Invitat. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență și, așa cum știți, ne-am înscris în cursa electorală. Lipsesc motivați candidații de la sectoarele 1, doamna Ioana Constantin, sectorul 2, Cătălin Militaru, și sectorul 5, Iliescu Lucian. Sunt motivați din motive lesne de înțeles, sunt în campanie electorală și n-au putut participa. Au evenimente programate și, cu părere de rău, nu au putut participa. Bun. Sectorul 6 este un sector văduvit. Ăsta e și motivul pentru care, în urmă cu 8 ani de zile, am participat în 2012 în calitate de independent. În 2016 am avut aceeași calitate de independent. Am obținut 18% din voturi. M-am înscris în Partidul Mișcarea Populară, tocmai în ideea în care am ales un partid tânăr, un partid nou, un partid cu oameni care, mai mult sau mai puțin, la momentul respectiv, mi-au dat încrederea unei echipe. Ceea ce ulterior s-a adeverit a fi o echipă puternică, o echipă formată din oameni tineri, oameni de administrație, oameni care astăzi sunt candidații Partidului Mișcarea Populară la nivel de București, pe cei pe care vi-am enumerat, și în țară avem la fel candidați puternici și sunt sigur și convins de faptul că cel puțin 10%, 10% la nivel național vom avea la sfârșitul campaniei electorale în ziua alegerilor. Știu că în București avem o echipă puternică. Fiecare dintre noi se bazează pe un scor cu două cifre. Sperăm să luăm un scor destul de mare, având în vedere faptul că îl avem în cursă pe cel mai bun candidat din țară. Este candidatul nostru, locomotiva a Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu. Este candidatul care nu a stat pe gânduri. Știți foarte bine că noi, un partid de dreapta, am fi vrut să facem o alianță la nivel de București. Nu s-a putut din motivele lesne de înțeles. Cei de la USR și PNL nu ne-au vrut la masă. Domnul președinte Traian Băsescu a luat decizia de a candida la primăria generală, cu șanse reale de a câștiga încă un mandat la primăria generală, al treilea mandat de primar general. Știu că nu-i pozitiv, dar
PNL-ul sunt de dreapta. Da, ei așa au spus la momentul respectiv că vor să formeze o alianță de dreapta. S-a adeverit că până la urmă singurul... De mâna dreaptă. Partid de dreapta suntem noi, PMP-ul. Aș fi vrut să fiu mai scurt, dar încerc să comprim timpul și să îmi prezint astăzi proiectul meu, programul administrativ pentru sectorul 6. Este un program foarte complex, care acoperă toate necesitățile, toate problemele cu care locuitorii din sectorul 6 astăzi se confruntă, oameni pe care îi cunosc de mai bine de 15 ani. De 15 ani fiind alături de ei, susținându-i și susținându-mă la rândul meu în toate activitățile și în toate întâlnirile mele pe care le-am avut de-a lungul timpului. O prioritate numărul 1 în sectorul 6 este infrastructura rutieră, asfaltarea, amenajarea locurilor de parcare și reabilitarea spațiilor verzi. Este un deficit major de locuri de parcare și de spațiu verde, ceea ce noi, ca și primari cu echipa de consilieri, va trebui să venim cu soluțiile și avem soluțiile pentru locuitorii din sectorul 6. Transparența în cheltuirea banilor publici este al doilea proiect pe care eu îl am pentru sectorul 6. Digitalizarea este al treilea proiect administrației publice locale. Toate instituțiile din cadrul primăriei sectorului 6 vor fi digitalizate. Un spital de care ducem lipsă în sectorul 6. Nu există astăzi un spital în sectorul 6. Am spus că voi fi primul primar al sectorului 6 care va construi cu adevărat un spital. Toți au promis, toți nu s-au ținut de cuvânt, din păcate. Reabilitarea termică a blocurilor în sectorul 6 este o problemă. De ce? Pentru că până acum, de 30 de ani de la Revoluție, s-au reabilitat nu mai mult, nu mai puțin, de 8% din numărul total al blocurilor din sector. Din 1200-1300 de blocuri, sunt reabilitate maxim 100 de blocuri în ultimul mandat. Bun. Amenajarea celui mai mare parc din București, și aici vorbim de o zonă turistică, o zonă amenajată strict în interesul cetățenilor și nu vorbim numai de locuitorii sectorului 6, de toți cetățenii din București, Lacul Morii, zona Lacul Morii, cu insula Lacul Morii, unde va fi cel mai frumos punct turistic, cel mai mare punct turistic din București. Parcările inteligente este următorul proiect pentru care eu vreau să vin în fața alegătorilor și să putem să scăpăm de deficitul de locuri de parcare în sectorul 6. Amenajarea grădinilor publice între blocuri, și aici vorbim de creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor. Mai departe, montarea centralelor termice de quartal, acolo unde oamenii au nevoie cu adevărat de apă caldă. Din păcate, ne-am confruntat în această vară, toate cartierele din sectorul 6 au avut probleme cu apa caldă și în momentul de față sunt aceleași probleme. Un alt punct sunt piețe moderne și curate, și în weekend vom organiza piețe volante, ceea ce în sectorul 6, din păcate, nu s-a organizat în niciun an piețe volante. Un alt punct pe ordinea de zi, montarea mobilierului urban și zone de relaxare pentru oameni. Continuăm cu construirea de școli, grădinițe și creșe pentru toți copiii din sectorul 6. Noi în sectorul 6, din păcate, avem doar două creșe, ca să știți. Este un deficit de 15.000 de locuri în creșe. Vă dați seama, toți copiii noștri trebuie să meargă în alte sectoare pentru a avea un loc în creșe. Amplasarea în zonele aglomerate a toaletelor publice, ecologice. Vă dați seama, eu nu am văzut în Bucureștiul ăsta, deși Bucureștiul este destul de mare, acolo unde ai nevoie de o toaletă publică și atunci când ai nevoie de o toaletă publică, modernă, nu din aceea de șantier,
nu găsești, din păcate pentru doamne, pentru domnișoare, că bărbații se mai, mai găsesc ei vreo soluție pentru a-și face necesitățile. Bun. Alt punct pe ordinea de zi, internet gratuit pentru toate zonele aglomerate și pentru parcurile din sectorul 6. Construirea de locuințe sociale și locuințe pentru tineri este încă un punct pe care vreau să-l ating în acest mandat. Și continuăm cu rampe pentru persoane cu dizabilități montate la fiecare blocuri, acolo unde sunt necesare. Și în instituțiile publice, montarea camerelor video pe domeniul public și în instituțiile publice, amenajarea de noi baze sportive, pentru că sunt foarte puține în sectorul 6, și construirea de zone de fitness în aer liber în parcurile existente ale sectorului. Încă un punct pe care vreau să îl realizez în acest mandat, sunt zonele amenajate special pentru animalele de companie. În sectorul 6, în momentul de față, nu există nicio o zonă special amenajată pentru animalele de companie. Curățenia generală care lasă de dorit în fiecare mandat și pe ultimele puncte ale programului meu sunt proiectele de dezvoltare a sistemului de circulație, proiecte care vor fi realizate cu Primăria Generală a Municipiului București. Vă spun, este un proiect și un program destul de complex, având în vedere faptul că eu cunosc cu adevărat toate problemele locuitorilor din sectorul 6, fiind o persoană foarte activă, ori de câte ori am avut ocazia, am mers la fața locului, atât din propria inițiativă, cât și atunci când am fost solicitat de către locuitorii din sectorul 6. Eu cred în forța noastră a organizației PMP Sectorul 6 de a câștiga primăria Sectorului 6. Sunt convins de faptul că sunt cel mai bun pentru primăria Sectorului 6. Sunt omul potrivit la locul potrivit și cu adevărat cred că și colegii mei de la celelalte sectoare vor face o figură frumoasă și vor câștiga acolo unde se poate câte o primărie de sector. Vă mulțumesc mult, vreau să fiu scurt și vreau să îi dau cuvântul președintelui organizației PMP București, Sebi Moise, pentru a spune două cuvinte și ulterior, ca să nu mai domnul Ștefănel Dan Marin, ulterior domnul Neamțu, să fim foarte scurți și ca încheiere, invitatul meu, prietenul meu, domnul general Chelaru, să ne spună două cuvinte pentru ceea ce ne unește pe noi astăzi în această încăpere. Vă mulțumesc mult de tot și spor la muncă celor din campanie și succes și celorlalți candidați ai mei. Pot să dau și o masca jos. În primul rând, bună ziua. În al doilea rând, vreau să vă mulțumesc că sunt astăzi alături de dumneavoastră, domnul Ștefan Florescu, unul dintre cei mai buni candidați și, cred eu, unul dintre acei candidați care chiar au șanse să câștige primăria sectorului 6. Vă spun astăzi, în avanpremiere, că am văzut un sondaj în București și dumneavoastră sunteți chiar pe primul loc între sectoare. Și eu cred că o să aveți o șansă bună pentru a câștiga primăria sectorului 6. Sunt Sebastian Moise, am 33 de ani, sunt președintele organizației București, fac parte din organizația PMP Sectorul 1, o organizație care până acum a luat cel mai mare scor în toate alegerile, dar cred că vom fi bătuți de data asta de organizația PMP Sector 6. Acum nu vreau decât să vă urez succes, baftă multă și sunt alături de dumneavoastră oricând cu tot ce pot. Vă mulțumesc mult!
Bună ziua tuturor! Mulțumesc Ștefan Florescu, mulțumesc tuturor invitaților care sunt aici prezenți astăzi pentru a-l susține pe de-o parte pe Ștefan Florescu și pentru a arăta până la urmă că programul administrativ din care tocmai ne-a spicuit câteva cuvinte este unul dintre cele mai bune programe administrative dintre toate programele administrative ale PMP-ului în București. Și să știți că nu e ușor să spun treaba asta, mai ales mie, dar trebuie să recunosc că din punctul meu de vedere, Ștefan Florescu nu numai că este un om pregătit în treburile administrative, dar este un om dedicat comunității. Eu știu că toți cei din sală de aici sunteți PMP-iști. Eu știu că toți votați Ștefan Florescu și Traian Băsescu la primăria Capitalii. Dar scopul acestei întâlniri nu este neapărat, dacă doriți să ne prezentăm noi programul pe care îl știți, și pe primul loc cred că trebuie să fiți voi. Voi trebuie să conștientizați că, așa cum spunea și Ștefan Florescu, sectorul 6 a avut până acum parte numai de primari care n-au fost rași de nimeni. Iar omul ăsta aici, ca o paranteză, atunci când a scos sloganul Radu-i pe corupți, credeți-mă că mulți au tremurat prin, atât în primărie, cât și prin toată administrația Bucureștiului. De ce? Pentru că sloganul exact se potrivește sectorului 6. Un sector frumos, un sector cu oameni frumoși, un sector care nu are cel mai mic buget din capital, atenție, sunteți cred că pe locul 3, deci sunt bani, mulți bani, dar care sunt investiți de către niște corupți în tot felul de afaceri de familie sau legături cu tot felul de interpuși. Cred că, în primul rând, Ștefan Florescu are meritul, dreptul și poate fi primarul sectorului 6, tocmai pentru că nu numai cunoaște administrație mai mult decât mulți care lucrează în primăria sectorului 6 și care cred ei că știu administrație, dar cred că este cu cel puțin 5 clase peste actualul primar Mutu. N-aș fi vrut să-i rostez numele, dar acest personaj PSD-ist care tot timpul s-a plimbat ba cu Dragnea, ba cu celebra doamnă de la Primăria Capitalei. Apropo, ați văzut emisiunea seară în care domnul Traian Băsescu i-a arătat ce înseamnă administrație. De fapt, și femeia era într-adevăr în lucrurile ei. Și acolo va și rămâne, în voluntari. Că de acolo vorbea la telefon. Deci Ștefan Florescu nu numai că poate și vrea și știe, așa cum vă spuneam, eu am convingerea că va fi primarul sectorului 6 și va fi primarul nostru. În fapt, dorința asta o au inclusiv locuitorii din sectorul 4, de acolo de unde eu vin. Și acolo unde Ștefan Florescu a reușit să facă performanță la direcția piețe, față de această neperformanță care există și la mine în sector, și de aceleași grupuri de interese și de aceleași grupuri obscure, dacă vreți, care s-au aciuat pe lângă primărie. Omul ăsta a realizat atât de multe, din punct de vedere al deschiderii față de cetățeni, încât nu mai are nevoie de prezentare. Cred că rolul dumneavoastră este acela de a-l promova, acela de a vorbi cu prieteni, cu cunoștințe, cu fiecare dintre rudele noastre din sectorul 6 pentru a ști exact cum este omul Ștefan Florescu. Mă uitam și îl admiram. Faptul că poate să vorbească într-o sală și are o voce atât de puternică, cred că poate vorbi în viitorul parc de la Ciurel, fără microfon. Acoperă pe toată lumea și pur și simplu toată lumea se uită la el. Președintele Traian Băsescu, câteva cuvinte, vreau să vă spun că așa cum spunea și candidatul nostru Ștefan Florescu, nu numai că e alături de noi, de PMP-iști și de oameni, dar cred că a făcut un sacrificiu mare pentru bucureșteni, dar și pentru partid. Dar pentru bucureșteni de ce? Toată lumea știe foarte bine că este nu cel mai bun europarlamentar, cel mai activ europarlamentar român, de la Bruxelles și ar fi putut foarte bine sta acolo. Dar programul administrativ al președintelui Traian Băsescu, nu numai că este cel mai bun, dar captează cel mai mult. Aș putea să vorbesc mult, să știți, și în primul rând despre Ștefan Florescu. Și de câte ori vin aici, îmi face plăcere și întotdeauna îi răspund invitații, indiferent unde sunt. Și noi, după această conferință de presă filială a sectorului 4, mergem într-o acțiune pe stradă. Eu vreau să vă felicit pentru că întotdeauna ați fost alături de el, vreau să continuați alături de el și vă spun că aveți șansa de a face echipă cu Ștefan Florescu, șansă pe care alții, din păcate, nu o au,
Iar această șansă se numește în acea colaborare cu Ștefan Florescu și sunt convins că fiecare dintre voi vă veți găsi locul lângă Ștefan Florescu în primăria sectorului 6. Vă mulțumesc mult și mult succes, Ștefan Florescu! Domnule general, domnule președinte, dragă Ștefan, distinși prieteni și invitați, sunt bucuros să vin aici în fața noastră pentru câteva minute. În primul rând să celebrez o prietenie. Mă leagă de Ștefan, în primul rând, un simțământ aparte, pentru că m-am născut mereu, să spun așa, la conștiința asta politică, în această naștere îmi încadrez gândurile, printre oameni care luptă. Și, într-un fel sau altul, datorez clar prezența mea în Mișcarea Populară unui mare luptător care este Traian Băsescu. După cum vedeți, la 70 de ani, la aproape 70 de ani, Traian Băsescu luptă pentru România, luptă pentru București, luptă pentru Europa. Datorez prezența mea în Mișcarea Populară lui Eugen Tomac, care este un luptător pentru unirea cu Basarabia, și datorez prezența mea în această sală unui luptător pentru un sector curat, educat și civilizat, cum este Ștefan. Ștefan răspunde la telefoane și dacă este ora 5 dimineața și dacă este ora 24, uneori mă mai sună pe la prânz și mă întreabă ce faci, frate, dormi, ca să verifice starea națiunii, ca să zic așa, în sectorul 3. Stăm bine, dar nu stăm în sensul static al cuvântului, ci evident ne mișcăm, mișcarea este tot mai populară. Îl cunosc pe Ștefan ca pe un om cu suflet, cu foarte multă dedicare pentru cauzele nobile ale, aș spune, istoriei civilizației noastre. E un om care poate să plângă atunci când vede un copil suferind. Este un tată și un soț, este un om dedicat valorilor creștine, astăzi tot mai hulite și mai denigrate de noua stângă. Au fost denigrate 70 de ani de vechea stângă bolșevică, dar se pare că stânga neomarxistă s-a învățat să disprețuiască aceste valori. Nu întâmplător suntem într-o sală unde vedem icoana Sfintei Treim și icoana Maicii Domnului și a Mântuitorului Hristos. Suntem alături de Ștefan pentru că vedem în el un om căruia îi place strada. Și într-un fel sau altul, cred că aici este raportul de autenticitate între noi. El știe că eu iubesc foarte mult biblioteca și că îmi plac cărțile și ideile, dar eu știu că fără oameni ca Ștefan Florescu, fără luptători precum Ștefan Florescu, ideile, valorile perene nu au cum să se întrupeze. E nevoie din când în când de străjeri. E nevoie de oameni care să știe să stea la hotar, la margine. Și acești luptători, precum Ștefan Florescu, în Mișcarea Populară nu sunt puțini. Vă pot da această veste bună, am vorbit azi dimineață cu mai mulți colegi. Peste tot, nu doar în București, avem candidați foarte buni. Este un reviriment al Mișcării Populare. 2020 este anul relansării noastre, putem spune, fără să greșim. Vom avea cel mai mare număr de voturi din istoria Mișcării Populare și lucrul acesta se datorează, repet, prezenței unor figuri extraordinare și la Suceava lui Marian Andronache, și la Aradul lui Cristi Galea, și în Târgoviște, unde o echipă de tineri însuflețiți de Robert Turcescu muncesc, și pentru că există oameni care aleargă de dimineața până seara în Maramureș. Toate forțele Mișcării Populare sunt astăzi încordate pentru a obține, repet, acest scor de peste 10% pe care ni l-am propus încă de anul trecut, de Crăciun. Sunt deci alături de tine, Ștefan, cred sincer în victoria ta, toată lumea îmi spune că ești cel mai bine plasat și aș adăuga un lucru. Iertați-mă pentru că sunt ușor autoreferențial. Când alianța asta, așa zisă, de dreapta, de fapt e o dreapta curcubeu, s-a realizat, două nume au tot apărut ca fiind imposibil de înghițit de către cei care, noi așa, au vrut să ne propună o strategie pierzătoare, din păcate, strategia PNL-USR+. Mihai Neamțu și Ștefan Florescu. Eu n-am fost înghițit la sectorul 3 și Ștefan n-a fost înghițit deloc la sectorul 6. Și m-am uitat să văd pe cine vor propune ei, în schimb. Și am văzut același pattern, aceeași tendință. Să propui niște anonimi, să propui niște oameni care nu cunosc sectorul, care nu au nicio calificare, nici în administrație, dar iertați-mă, nici în alt domeniu. Și faptul că s-a scremut un munte la USR+,
ca să iasă un șoricel, mie mi se pare absolut ridicol. E valabil și pentru PNL. Din păcate, orgolile în viața politică orbesc decizia și eu cred că cei care au fost orgolioși, ba chiar aroganți, în raport cu Mișcarea Populară, vor plăti o notă foarte scumpă de plată în doar 10 zile. Nu o spunem cu dispreț, nu o spunem cu o jubilație interioară, o spunem cu melancolie. Cei care sunt orgolioși și disprețuiesc candidații Mișcării Populare vor plăti o notă foarte scumpă. De aceea sunt foarte încântat că, deși am fost lăsat singur, pe compropriu, am putut propulsa și lansa pe orbita aceasta a alegerilor locale niște oameni de mare calibru, iar pe Ștefan îl văd fără ezitare în cei mai buni 5 candidați ai Mișcării Populare la nivel național. Eu îi mulțumesc pentru faptul că m-a învățat cum să vorbesc cu oamenii de la egal la egal. Îi mulțumesc pentru faptul că mi-a dat tot soiul de trucuri când a fost vorba de a întâlni inclusiv băbuțele din piețe și încerc să pun în aplicare sfaturile tale, Ștefan, în fiecare zi. Și cred că el poate fi oricând un mentor pentru tinerii politicieni de la Mișcarea Populară care își doresc mai mult. Mulțumesc și mult succes! Ștefane, după acest prelungit laudațiu, ce aș mai putea să spun? Vai ție! Vai ție! Bună seara! Bine v-am găsit! Și mai nou mi-am însușit un salut minunat pentru toți cei care, dincolo de mască, își arată fața sufletului prin ochi. Sunteți oameni care v-am studiat atent. Văd această forță, această identificare de alminterese și o reacție normală, firească, spirituală a omului atunci când îi se ia identitatea să se exprime printr-o altă resursă. Resursa intelectului, a inteligenței, a forței privirii. Am venit astăzi aici să ne privim și să vorbim privitor la. Minunea pe care am fondat-o ca și expresie undeva la Brașov de curând, este simplă. Dragii mei, să aveți o zi din rai. Respirați. A avea o zi din rai nu se poate face decât cu oameni coborâți din rai. În limba veche străbună, omul coborât din rai avea definiția simplă pe care dumneavoastră o repetați într-un automatism lingvistic și nu vă dați seama ce înseamnă. Cuvântul este unul compus, dar aparent legat. Ce trebuie să mai spui despre un om care are atributul de cum se cade? Ai spus tot. Nu mai trebuie să adaugi nimic. Așa cum nu trebuie să mai adaugi nimic, pentru că vorbește inima și sufletul din interior față de unul care este nerușinat. Iată marea bătălie a zilelor noastre. Bătălia între cei rămași cum se cade, pentru că e omul din rai, cum se cade. Ca-ra-ter. Bătălia dintre oamenii de caracter care și-au păstrat îndârjit valoarea cum se cădeniei față de nerușinați. Nerușinatul este cel care spurcă locul. Căci numai omul la locul lui sfințește locul. Dar la noi se întâmplă ca în pilda șurubului și piuliței. Poți să înșurubezi, Ștefane, un șurub de 10 cu o piulițe de 12? Nu. Ei, piulița administrației e mare! Iar băieții ăștia care vin să se înșurubeze în acest loc al administrației sunt atât de mici încât trec prin ea.
Nici măcar nu văd pe unde sunt. Iată de ce putem avea o zi din rai cu oameni cum se cade, de evaluarea a caracterului care nu cedează la ce? Și aici o altă boală. La ispită, domnilor. A rezista ispitelor de tot felul, a lui mai mult, a lui mai bine pentru mine, în sensul trufiei și lăcomiei păcate de neiertat de Sfânta Carte, este tocmai omul de credință. Am venit la dumneavoastră știind că mișcarea populară practică principiul crezului în neamul românesc. Nu pentru că eu sunt cel care în 2002 am generat mișcarea națională în neamul românesc, dar mișcarea populară prin factologia principiilor spuse se îndreaptă spre substanța, spre esența recuperării acestor valori ale neamului nostru. Cei rătăciți, pentru că nu au substanță, pentru că neuronul lor buclucaș este racordat la pompa de oroi a altora, de pe varii direcții, de pe diferite puncte cardinale sau intersecții de meridiane cu paralele, au rămas paraleli față de valorile noastre. Și acum revin la omul cum se cade, care nu poate să-și însușească această calitate decât dacă îndeplinește prima calitate a îndumnezeirii. Bunătate, oameni buni. Binele nu vine de oriunde. Vine din bunătatea interioară a omului care n-așteaptă răsplată pentru ce face. Priviți acolo sloganul. Din suflet pentru suflet. Nu din mână pentru mână. Pentru că ce este sufletul în terminologia curentă? Starea de spirit care îl face pe om să se îndumnezeiască practicând bunătatea, milostenia, omenia. Transferați-le repede în modelul dumneavoastră de apreciere față de cei care tratează omul ca pe o individualitate sterpă, abstractă, un cod numeric personal, un el, o vizetă, o mască și mai dă-l undeva că n-am timp de el. Aceștia sunt sperjurii care nu se pot înfileta în această realitate a românismului practicant. Ștefan Florescu este un practicant al valorilor românismului. Și tare mă bucur că am avut ocazia când mi-a spus că și-ar dori să stăm de vorbă și am spus doar cu tine și cu cei care îmi sunt tovarăși, tovarăși de luptă. Să nu credeți că termenul este erodat. Nu, l-au erodat alții. Dar în haiducie este tovărășie, e furtate. Și din haiducie nu se iese decât cu picioarele înainte. Ori în luptă cu potăra, ori te curăți atâi că ai trădat. A străda idealul și crezul este tema ornei de zile a celor fără de rădăcină, fără de capacitatea de a produce, și aici am să vă transfer principiile acestei mișcări naționale pe care o reprezintă neamul românesc, principiul lor. Voi o aveți în statut și în câteva directive, dar le-am cultivat și le-am pus într-o cădere normală, logică, lord, nu slugi, o anagramă a unei stări de fapt la nivel social și la nivel de individ. Și eu asta cred că trebuie să facem. Trebuie ca toate degetarele din voi care ați adunat valoare
din sămânța românismului să le punem la un loc, să ne adunăm în jurul a ceea ce ne unește în cauză, în crez și în credință, în omenie și în dragostea față de aproapele tău. Ăsta e momentul pe care eu îl ridic acum prin acest concept Lord. Că țara cu asta se confruntă. Ce vă spun eu acum, o să găsiți reversul. Legea cea bună și dreaptă, că sunt legi multe și proaste, de se minunează judecătorii în spiritul lor cum de se întoarcă o realitate într-o lege strâmbă și n-au ce face, că dau cu subsemnatul după. O, ordinea socială și buna rânduială. Ne trebuie bună rânduială. La asta face referire Ștefan când spune că și ceilalți, dacă mergem la conferință de presă la ceilalți candidați, la fel spun. O dau pe asfalturi, pe piețe, pe parcuri, pe jocuri de toate felurile. Deci tema e aceeași. Pentru că astea nu sunt teme de campanie, sunt necesități ale comunității. Sunt obligatorii și pentru, dacă vreți, Gengis Khan, dacă vine, să facă asta. Noi ce trebuie să facem mai mult peste ele? Să aducem armonia și pacea socială, să generăm starea bucuriei de a trăi. Suntem o națiune cu fețe triste, cu suflete speriate, suspicioși, că fiecare dintre ceilalți sunt atentatorii la bucuria mea. Nici nu mai putem bucura. Deci bucuria de a trăi, de a genera această armonie. Asta înseamnă suflet pentru suflet. Asta înseamnă să-i duci, să-i dai, nu truc băbuței, ci cu adevărat starea empatică de a fi în situația ei, chiar dacă ești de 35 de ani, domnule președinte, sau de 33 de ani, vârsta lui Hristos, dar sper să trăiești mai mult. Iată de ce momentul empatic vine din bunătate, din interiorul trăirii. Ordine socială și buna rânduială. Înseamnă așezare pe valori. Asta e buna rânduială. Domnilor, respectul de sine nu ținsu și umilințele și afirmațiile nedrepte altor. Respectul față de sine nu poate să existe fără respectul față de celălalt. Iată erul. Respectul de sine și respectul față de celălalt. Asta înseamnă liant între entități diferite, dar respectabile. Îmi pare rău. Dar respectul față de sine vine din onorabilitatea fiecăruia. Nu o să mai auziți în vocabularul tinerilor până în 21, 23, chiar 25, spunând pe onoarea mea, aveți cuvântul meu de onoare. Hai mă, țeapă, nașpea, dă-te mă că e cool. Asta înseamnă devălmășia care s-a așezat în locul bunei rânduieli și a așezărilor minților sănătoase. Și D, e nevoie de demnitate națională. O spunea și Traian. Îi spun așa pentru că suntem aceeași generație și am copilărit împreună. Nu întotdeauna suntem de acord. Uneori suntem chiar în divergență. Dar ne unește același lucru. Patria, civis, întreaga comunitate, deasupra orice. Patria, națiunea, neamul. De aici n-a făcut rabat. Și mulțumesc pe această cale pentru inițiativa de a ataca Ribbentrop Molotov și am să-i dau eu inițiativa de a genera comunitatea statelor românești ca entitate organizațională de factură europeană formată din Republica România și Republica Moldova. Până când se va face unirea, trebuie să facem comunitatea statelor românești. Și o va face! Aceasta este demnitate națională. Noi nu ne cerșim nici soarta, nici dreptul de a exista. Dar lângă demnitatea națională care este practicată de lideri, trebuie să vină și mândria personală. Să-ți fie rușine să spui că ești român? Când micuțul Jurjac, George Enescu,
plecat la Viena, o întreabă pe maică-sa. Mamă, acolo pot să spun că sunt român? Și mama, da, dar de ce mă întrebi? Păi n-aș vrea să se creadă că mă laud. Avea conștiința valorii sale, a devenirii sale. Domnilor, sunt convins că mă aflu într-o echipă Lord. Într-o echipă a demnității, a onoarei, a minților organizate, ale bunei rânduieri, toate pe care le punem sub semnul legii cele drepte și bune. Sunt fondator al Partidului Neamul Românesc. Nimic mai mult. Toate aceste lucruri le avem în comun. Și chiar îi sugeram lui Ștefan, o să vorbesc și cu Tomac. Nu pentru că noi nu putem să mergem pe propriile picioare. Suntem cu suzeta în gură acum. Nu avem decât un an de zile. Și avem 32 de județe în care avem candidați. Vom lua și vreo primării, chiar unele sănătoase. Problema este că mișcării populare trebuie să-i dăm o identitate. Ne tragem de la populăroșii de la Bruxelles, dar mișcarea noastră populară are o țintă, pentru că și-au făcut de bine țiuni tehnice. Ce frumos sună! Mișcarea populară, Neamul Românesc. Iată și nume, și prenume, și identitate, și scop, și finalitate. El le poate întruni pe toate acestea. Nu e perfect. Are erori, face greșeli. Dar să știți că și eu mă rog, Doamne, lasă-mă să greșesc pentru a mă bucura de condiția de om. Că dacă nu mai greșesc, intru în țara Sfinților. Mai bine să greșim ca oameni, să trăim frumos, să facem viața frumoasă celor din jurul nostru. Haideți să învățăm să facem bucurie celui lângă noi și să nu doar să dăm daruri, nu doar să dăruim, ci să ne dăruim. Cauzei neamului nostru românesc, a unei mișcări populare inteligente, am urmărit-o foarte atent, că altfel nu eram aici între voi, și pentru care eu aduc prinos de închinare bunului Dumnezeu, cadează înainte, nu doar cei din sectorul 6, oriunde există conștiință de neam, de apartenență, fără să ne depărtăm de rudele noastre din Europa, că toți sunt nepoții noștri. Ei bine, doamnelor și domnilor, în asemenea condiții, să știm, să dorim bucuria de a trăi. Cu Ștefan, mulți oameni și-au găsit centigramul, miligramul, nanosecunda de a se bucura, pentru că el a dăruit din suflet. Asta înseamnă dăruire de sine. Dar fără ispite, fără abandon și asumarea jertfei de sine pentru cauză. Nimic pentru sine, totul pentru neam și pentru țară. Vă mulțumesc! Domnule general, dragi prieteni, tovarăși de luptă, dragii mei, vă mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase, cuvinte care m-au marcat, Mihai Nemțu, Ștefanel Dan Marin, Sebi Moise, domnule general. Mă bucur astăzi, prietenii mei.